Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 21 noiembrie, ești mai deschisă și mai comunicativă decât majoritatea celorlalți scorpioni. Umorul, optimismul și nepăsarea specifică pentru săgetător în mai natura serioasă și sumbra a scorpionului. Săgetătorul adaugă o atitudine filozofică asupra vieții, care uneori lipsește în conștiința intenționată a scorpionului. Tu intri adânc în sufletul oamenilor și cauți cunoaștere și înțelepciune, sperând să poți dezvălui sensul vieții. Ai un simț al frumuseții bine dezvoltat, care se manifestă în orice, postură, gesturi, maniere, idei grațioase și perfecționate, în radele muncii tale. Ești interesată de tot ceea ce apare în societate? Nu dedici prea multă timp tendințelor de modă veche. În același timp, ești capabilă să aprecieze instant farmecul conceptelor uitate care pot fi reînviate și pot să reoferi un sunet modern. Astfel, cu un beneficiu incontestabil pentru societate, reconstruiești tradiții vechi de secole. Cu toate acestea, poți avea conflicte grave cu generația mai în vârstă, cel mai adesea cu părinții, care nu sunt capabili să înțeleagă esența ceea ce faci. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: inepuizabilitatea ideilor noi, voință puternică, încredere, prudență, autocontrol, rodnicie. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știi întotdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău, ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și sporovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală, guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial, planeta ta în exil este Venus, aceasta este responsabilă pentru suspiciunea ta, precum și încrederea în atitudinea bună a celorlalți din jurul tău, în sinceritatea lor. 21 noiembrie este o zi de tranziție de la scorpion la săgetător. Ești lipsită de griji, optimistă, ai un simț subtil al umorului. Te deosebești de ceilalți reprezentanței zodiei tale fiind mai puțin sumbră. Nu ești înclinată să te plângi de viață. De la săgetător, ai obținut o viziune filozofică asupra vieții. Poți deveni un gânditor profund deși mai des ești implicată în activității mai prozaice, ești fidelă cauzei alese, precum și convingerilor și principiilor tale. Se poate să fi făcut greșeli grave în tinerețe. În primii 28 de ani de existenței tale pământești, se prea poate să te fi distins prin rebelii autodistructivă, levitate și absența unui obiectiv specific, în special în comparație cu prietenii și colegii. Și totuși, ai cu siguranță un sentiment al demnității care îți permite să înveți din greșelile tale. Din nefericire, există pericolul ca sub o grindină de lovituri de la soartă să devii calmă psihic, dacă eleganța ta este pur fizică, de-a lungul anilor devii mai rafinată și mai elegantă la exterior și complet străină emoțiilor în suflet, iar dacă ai o eleganță mai degrabă pur intelectuală, dezvolți treptat pragmatismul în sine fiind interesată doar de astfel de idei. Indiferent cărui clan aparții, te străduiești să eviți orice manifestare externă a slăbiciunilor tale și nu vei recurge niciodată la acțiuni potențial pline de înfrângere sau eșec. Încercând să te sustragi loviturilor sorții, îți pierzi uneori entuziasmul, creativitatea și inocența copilărească. În căutarea ta pentru excelență și succes, Poți deveni inaccesibilă bucurilor și distracției de zi cu zi, uitând de trecutul tău simplu, iar aceste lucruri amenință uneori cu o criză nervoasă severă. Ești cumva implicat în toate procesele lumii, dar poți neglija cunoașterea profundă a propriei personalități. Este foarte important ca la începutul deceniului al cincilea, adică la mijlocul vieții, să-ți dai seama în sfârșită de locul tău în lume. Pentru aceasta este necesar să devii transparentă, adică să te eliberezi de frică și inerție. Dacă după mulți ani de muncă asidua, încă reușești să obții perfecțiunea fizică și intelectuală, atunci are sens să înveți din nou să fii copil și să recâștigi cel puțin o parte din fosta bucurie. Numai în acest fel vei putea realiza armonie între lumea interioară și realitatea înconjurătoare, Dându-ți singură speranță pentru succesul continuu, te distingi față de alții nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești înțeleaptă, manipulatoare, curajoasă, perspicace, încrezătoare, tacticoasă, te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu îți de aceste emoții, Aranjez câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale. Ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 21 noiembrie soartata? Nu poți tolera tot ceea ce este de modă veche ai o caracteristică nu foarte bună, de a ridica o întreagă societate împotriva ta. Cel mai rău, faci acest lucru în mod intenționat. Totul ține de amețeala și izolarea ta. Dar uneori, urmărește doar obiective egoiste, în ciuda faptului că acțiunile tale pot aduce probleme altora. În acest caz, nimeni nu vrea să se împrietenească cu tine, iar numărul dușmanilor crește exponențial ar trebui să fii pregătită pentru o cale de viață foarte dificilă. Toate cunoștințele și abilitățile pe care le obții, sunt numai prin perseverența și munca ta. De asemenea, ar trebui să rățică, constelația Scorpionului, sub care te-ai născut, îți va adăuga probleme. Dar nu dispera, pentru că dacă lucrezi și speri la cele mai bune, atunci rezultatul nu se va lăsa așteptat mult. Îți vei atinge cu siguranță dorința, totul este în mâinile tale. Principalul lucru este să nu-ți fie frică de tot felul de obstacole și probleme care pot apărea pe parcurs. Învață să te bucuri de mici victorii. Pentru a deveni cu adevărat fericită, trebuie doar să înveți cum să-ți analizezi propriile greșeli și să le în viitor. În ciuda întregii complexității a personajului, ai un mare avantaj față de ceilalți. Tu simți subtil toate noile tendințe în orice domeniu, aceste lucruri te ajută să devii expertă competentă în diverse tehnologii avansate, atingerea unor înălțimi deosebite în tipurile moderne de artă, tendințele modei, ale tehnologiei, toate acestea pot fi realizate numai de persoane cu caracter complex, poți deveni cu ușurință influențator sau poți face o descoperire în știință. Toate acestea sunt inerente încă din copilărie, legată de tot ceea ce este învechit sau care și-a pierdut relevanța, ești părtinitoare, găsind astfel ceva nou, neobișnuit. Poți vedea adevărata frumusețea lucrurilor acestei lumi, în plus o înmulțești, făcând lumea mai frumoasă. Ești un adevărat estetician care știe să aprecieze frumusețea? Ai gustul perfect și te străduiești să te perfecționezi în munca ta. Reușești din cauza scrupulozității și a unei atitudini serioase față de muncă. Un sentiment născut al stilului, capacitatea de a vedea produsul final și dorința de a face totul vin în ajutorul tău perfect. De asemenea, este demn de remarcat faptul că nu numai că apreciezi frumosul, ci și monitorizezi aspectul nu poți fi luate niciodată prin surprindere, pentru că tu arăți întotdeauna perfect. De la podoaba capului până la degetele de la picioare, lucrez cu atenție la imaginea ta. Un zâmbet frumos, o coafură de neegalat, haine elegante, totul este despre tine. Tu crezi că într-un efort de a transforma lumea, trebuie mai întâi să începi cu tine însă -ți. Și prin exemplul tău bun, infectezi societatea înconjurătoare. Merită menționat că o faci cel mai bine, pentru că mulți încearcă să te imite. Dragoste și compatibilitate. În relații strânse, te confrunți cu un conflict între dorința și loialitatea scorpionului și tendința născută de flirt și independență moștenită de la săgetător. Totuși, creând o alianță cu o persoană pe care o iubești cu adevărat, îi vei fi credincioasă. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, Dorința de dreptate, simțul datoriei, o astfel de uniune se bazează pe iubirea-prietenie, sprijinul și asistența reciprocă, cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rare ori lungă și de durată cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești sociabilă și deschisă. Ești aproape împietrită de secretomanie și înșelăciune. Spui adesea ce crezi tu. Din păcate, aceste lucruri nu funcționează întotdeauna în favoarea ta urăști minciunile, simți subtil falsitatea și ești foarte bine versat în nuanțe de măgulire. Pentru tine, adevăratele sentimente și intenții ale adversarului sunt valoroase. Nu cedezi provocărilor, ești capabil să ieși din diferite situații ca un adevărat câștigător. În comunicare, folosești scheme și tehnici diplomatice. Îți este foarte greu să refuzi. Succesul tău în muncă depinde de factorul vârstă. Deci, până la 30 de ani, poți fi cunoscută ca un rebel, nesupus, încerci în diferite tipuri de activități, nu rămâi nicăieri multă timp. După împlinirea celor 30 de ani, sufletul rebel al scorpionului se calmează. După ce ai decis alegerea domeniului de activitate, depui multe eforturi pentru dezvoltarea profesională, sănătate și boli. Ești foarte sensibilă la mediu, prin urmare pot suferi adesea de boli alergice. Tratarea alergiilor pe cont propriu este extrem de periculoasă. Ți se recomandă să solicit sprijinul specialiștilor profesioniști în programul tău de îngrijire a sănătății. În plus, ești instabil emoțional și ai un prag scăzut de irritabilitate. Sănătatea ta mentală rare ori încântă rudele și prieteni, deoarece adesea devii depresivă. Îți place să te implici în autoflagelare și ești supărată din cauza lipsei de atenție din partea celorlalți. Vei beneficia de activități fizice în echipă, de exemplu, plimbări comune în weekend, în not și sporturi de echipă. Pentru tine, este extrem de important să ai o viață sexuală regulată, cu toate acestea, dacă nu ai un partener permanent, ar trebui să te ferești de boli cu transmitere sexuală ar trebui să fie examinată periodic de un medic ginecolog, destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură extrem de complexă. În viață, va trebui să creezi totul prin munca sidua, depășind multe obstacole, neavând sprijin. Va trebui să te bazezi doar pe tine și pe punctele tale fortei. Dar dacă dorința ta de a fi fericită este puternică, atunci vei putea să reziști și să creezi pentru tine însăți acele condiții de viață pentru care te străduiești, obținând prosperitatea. Sfaturi pentru tine Ești o persoană în permanent conflict. Intri cel mai adesea în conflict cu generația mai veche. Cea mai bună soluție a problemei ar fi o reședință separată, o conduită de viață independentă. Dovedește-te! Urmează principiile luminoase și creative ale personalității tale. Păcatul de sine este o travă, ce cadouri ți se potrivesc, pentru tine, pe locul doi ca importanță după sex, sunt cadourile, într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică, dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv, dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle. Este mai bine să fie înfășurat în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine, cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să-ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți-le au dăruit ursitoarele tale.